Cel puțin 20 de persoane au ars de vii într-un cuplit accident produs în Egipt. Acestea se deplasau cu un autobuz de linie care s-a izbit într-un camion cu produse petroliere. Mass media locală scrie că vehiculul se deplasa cu viteză sporită, iar șoferul nu ar fi observat un camion care staționa din cauza unei defecțiuni. În urma impactului, ambele vehicule au luat foc, iar autobuzul a ars în întregime. Din imaginile surprinse de martori, se vede cum jeturi de petrol au inundat totul în jur, ceea ce i-a împiedicat pe ceilalți șoferi opriți pe carosabil să intervină pentru a scoate victimele din autocar. Potrivit presei internaționale, preliminar, cel puțin 20 de persoane au murit, iar alte 4, printre care și un copil de 12 ani, au supraviețuit. Însă numărul exact al celor care au avut de suferit urmează a fi stabilit de oamenii legii. Persoanele rămase în viață au fost transportate de urgență la spital cu diferite leziuni, inclusiv vânătăi, arsuri și traumatisme. Peste 30 de ambulanțe au fost implicate în operațiunea de salvare. Din cauza avariei de proporții, traficul pe șosea a fost blocat, iar mașinile au fost redirecționate. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, anual, aproximativ 12.000 de egipteni își pierd viața în accidente rutiere. În majoritatea cazurilor de vină este factorul uman. Încălcarea regulilor de circulație, depășirea vitezei și efectuarea unor manevre periculoase.